Ministerul Apărării Naționale prelungește până pe 8 martie perioada de înscriere a candidaților pentru posturile de soldați și gradați profesioniști din cadrul activităților derulate în această perioadă. Peste 5.000 de locuri sunt introduse în planul de recrutare. Perioada de înscriere a candidaților pentru posturile de soldați și gradați profesioniști din cadrul activităților derulate în această perioadă de Ministerul Apărării Naționale se prelungește până în 8 martie 2024. Astfel, procesul de recrutare și selecție pentru posturi de soldați și gradați profesioniști se desfășoară după următorul calendar: înscrierea candidaților 12 februarie 8 martie 2024, selecția candidaților 19 februarie 15 martie 2024, efectuarea examinării medicale în unitățile sanitare militare 26 februarie 22 martie 2024, iar termenul final de întocmire a dosarelor de candidat 3 aprilie 2024, potrivit unui comunicat de presă.